prima dată trebuie descăpăcite ramele înainte de a le introduce în extractor. Ramele mai bine se pot descăpăci foarte ușor cu cuțitul de descăpăcit. Mai folosim acum o furculiță. Ramele descăpăcite le introducem în centrifugă. Avem acest model de centrifugă radială. Ramele sunt așezate ca niște raze ale unui cerc. Și umplem cu rame. Capacitatea acestei centrifuge este de 9 rame de magazie așezate radial. Vă vom arăta acum cum extragem radial ramele de 1x2 de magazie. Întâi vreau să vă arăt ce bine sunt fixate în lăcașurile din centrifugă. Foarte simplu de introdus și foarte bine se așează. Capacitatea ei este de 9 rame. Avem și niște capace transparente ca să nu arunce miere afară. Manivela rotim într-o singură direcție și în cealaltă direcție punem frână. Merge și în gol. Ce se aude aici este sistemul de frânare care merge acum în gol. Este normal să se audă așa. Și vom arăta și caneaua. Avem o canea din plastic. Vedem când începe să curgă mierea. Putem folosi frâna centrifugii pentru a opri mișcarea de rotație. Să verificăm cum s-au extras ramele. Este una mai puțină miere. Bine. Zona aceasta a fost cu miere. Ramele nu sunt toate complete cu miere. Este extrasă perfect. Avantajul la o centrifugă radială, încap mult mai multe rame. Aici încap 9 rame de 1x2. Și nu trebuie învârtite doar o singură dată, mierea iese și de pe o parte și de pe cealaltă în același timp. Foarte bine extrase de pe ambele părți. Și aceasta chiar a fost o ramă care au lățit-o mai tare albinele, dar mierea a fost foarte bine extrasă. Vreau să vă arăt un alt avantaj la centrifugarea radială. Ramele clădite foarte recent, se vede că aici o parte este încă foaie. La o centrifugare tangențială e foarte probabil ca ele să fie distruse. Centrifugarea radială, vedeți, a extras toată mierea din zona aceasta și de pe partea cealaltă. Și rama a rămas intactă. Să vedem și alte rame cum au fost extrase. Și din această ramă, la fel, s-a extras toată mierea. Un lucru important este înălțimea picioarelor. Ea permite să introducem direct o găleată de 18 litri sub cania și nu trebuie să ne chinuim cu gălezi mai mici.